sunteți acuzați că ați făcut un blat cu Partidul Național Liberal, mai exact cu Florin Cățu. Cum răspundeți? E, nu, e, chiar vorbeam cu colegii. Orice am face, facem blat cu cineva. Adică dacă intram în ședințele de birou permanent și votam, țineam cu USR-ul, dacă n-am vrut să ne băgăm, îi ținem cu PNL, oricum eram acuzați de ceva. Nu cred că e vorba de umblat aici, dar e vorba de... Mie mi s-a părut o strategie inteligentă, dacă mă întrebați. A cui? A PSD-ului. Pentru că nu a ajuns USR-ul să hotărască... Când pică un guvern, că PSD trebuie să voteze moțiunea, când să voteze moțiunea, că pleacă domnul Câțu și vine altcineva și ei se duc înapoi la guvernare, mi s-a părut cumva nepermis ca USR-ul să dicteze în această țară ce trebuie să facă stânga, ce trebuie să facă opoziția și ce trebuie să facă, până la urmă, un partid care e mult mai mare și mai vechi decât USR-ul. Eu cred că PSD-ul a jucat inteligent, că nu a intrat în acel joc. Și uite ce s-ar fi întâmplat, că până la urmă s-a dovedit că moțiunea nu era în regulă și de aia s-a și atacat la curte. Și și-a păstrat echilibru și cadența și i-a lăsat până la urmă să se facă singur de râs. Nu este PSD-ul sau opoziția însărcinată cu a fi arbitru între două partide aflate la guvernare. Nici de cum. Noi vrem nu să fim arbitrul lor, ci să plece amândoi de mânuță. Ce trebuia să facem? Să ajutăm USR-ul să-l dea jos pe Câțu și ei să vină înapoi la guvernare cu oricine, Popescu, Ionescu, nu contează? Nu, de ce? Să se descurce singur USR-ul, are nevoie de PSD. Pe de altă parte, când s-a depus această moțiune, PSD nu a fost deranjat nici măcar cu un telefon, cu o negociere, pe text, pe ceva, nici aur, nici PSD. A fost de la sine înțeles că va vota această moțiune. Nu se poate, adică s-au înțeles între ei aur cu USR-ul. Foarte bine, să dar se descurce. Dar cum vedeți asocierea asta dintre USR Plus și AUR? Foarte ciudată, e așa o storță cămilă. În Parlament există o colaborare asta între cele două partide? Să știți partide? Că eu am văzut în Parlament tot USR PNL UDMR la vot. Chiar acum, de recent, la certificatul verde de la Senat. Au votat cot la cot USR PNL UDMR, fără probleme. Deci guvernarea încă trăiește, dar în Parlament. Da, eu cred că USR-ul n-a renunțat încă la ideea că s-ar putea întoarce la butoane, ca să zic așa.